Descoperi străzi pe unde nu a trecut niciodată vreo mașină, unde pare să nu locuiască aproape nimeni, fără alt magazin decât o prăvălie fantomă, o croitorie cu materialul clientului, cu vitrina acoperită de perdele din tul, în care pare să fi fost expus dintotdeauna același manechin palid, decolorat de soare, aceleași modele fanteziste de nasturi aliniați pe foi de carton, aceleași reproduceri de modă care poartă totuși data anului curent, sau un magazin de saltele care oferă arcuri, picioare de pat în formă de glob, de sâmbure, de măslină sau de fus, diferite calități de păr, de umplutură sau de doc, sau o cizmărie într-un ungher, lipită de o clădire mai înaltă, cu o ușă făcută din dopuri, plate de plastic de toate culorile, înșiruite pe fire de nylon. Descoperi pasajele. Pasaj Chausel, pasaj de Panorama, pasaj Jouffroy, pasaj Verdun, cu prăvăliile lor de machete, de corăbii, mașini și avioane, de pipe, de bijuterii din sticlă colorată, de timbre, cu cizmarii și gheretele lor cu hot dog. Citești una câte una, cărțile de vizită îngălbenite afișate în vitrina unui gravor. Dr. Raphael Crubelier, stomatolog, licențiat al Facultății de Medicină din Paris, numai cu programare. Marcel Emil Burnaci, totul pentru covoare, domnul și doamna Serge Valen. Reuniunea amicale foștilor elevi ai colegiului Geoffroy Saint-Hilaire. Meniu, deliciile mării pe albia ghețarilor. Blocul din Perigord, cu perle negre, frumoasa argintată din lac. În grădinile Luxemburg, te uiți la pensionarii care joacă bridge, pelotă sau tarot. Pe o bancă, nu departe de tine, un moșneag mumificat, nemișcat, cu picioarele lipite, cu bărbia sprijinită pe măciulia bastonului pe care o ține cu amândouă mâinile, privește drept în fața lui, în gol, ceasuri în șir. Îl admiri. Încerci să-i descoperi secretul, slăbiciunea. Îmi pare însă inatacabil. Trebuie că e surd ca un buștean, pe jumătate orb și mai curând paralitic. Nu îi curg balele însă. Nu-și mișcă buzele și abia declipește. Soarele îi dă ocol. Poate că singura lui vigilență constă în a-i urmări umbra. Trebuie că are repere de mult trasate. Nebunia lui, dacă e nebun, e poate aceea de a se lua drept un cadran solar. Seamănă cu o statuie, dar are față de statuie avantajul de a se putea ridica și merge, dacă vrea. Seamănă și cu o făptură omenească, în ciuda capului care e mai curând al unei păsări, a pantalonilor care îi urcă până la stern, a cravatei de parnasian pentru școala primară, dar are față de ceilalți oameni privilegiul de a putea rămâne nemișcat ca o statuie, ore în șir, fără efort aparent. Ai vrea să reușești să o faci și tu, dar fără îndoială că este unul din efectele tinereții asupra vocației tale de moșneag. Te enervezi prea repede. Împotriva voinței tale, piciorul se mișcă pe nisip. Ochii îți rătăcesc. Degetele ți se împreunează și se desfac, fără încetare. Mergi iarăși la întâmplare. Te rătăcești, te învârți în cerc. Îți stabilești uneori destinații derizorii.
Domenil, Clinacur, Bulevardul Gouvion-Saint-Cyr, Muzeul Poștal. Intri în librării și răsfăiești cărți fără să le citești. Intri în galerii de tablouri și le vizitezi de la un capăt la altul, scrupulos, oprindu-te în fața fiecarei pânze, aplecându-ți capul la dreapta, clipind din ochi, apropiindu-te ca să citești titlul sau data sau numele pictorului, trăgându-te înapoi ca să vezi mai bine. Semnezi când ieși cu o parafă mare și ilizibilă, adăugând o adresă falsă. Intri într-o cafenea, te așezi la o masă din fund și citești Le Monde rând cu rând sistematic. E un exercițiu excelent. Citești titlurile de pe prima pagină, fără să sar niciunul, buletinul extern, faptele diverse de pe ultima pagină, anunțurile, oferte de angajare, cereri de angajare, reprezentări, propuneri de afaceri, proprietăți, domenii, terenuri, apartamente, vânzări, apartamente în construcție, apartamente, cumpărări, sedii comerciale, închirieri diverse, fonduri de comerț, capitaluri, asocieri, cursuri și meditații, rente viagere, automobile, garaje, animale, ocazii diverse, recepții, nașteri, logodne, căsătorii, necrologuri, mulțumiri, licitații la Hotel Drouot, vizite și conferințe, susțineri de teze, cuvintele încrucișate pe care le dezlegi aproape mental, nu e ortodox când e botezat, vin, în pragul morții, prag, prognoza meteorologică, programul emisiunilor de radio și televiziune, al teatrelor și cinematografelor, cursul bursei, paginile turistice, sociale, economice, gastronomice, literare, sportive, științifice, dramatice, universitare, medicale, feminine, pedagogice, religioase, provinciale, aeronautice, urbanistice, maritime, judiciare, sindicale. Politica mondială, știrile externe, politica franceză, afacerile interne, știrile pe scurt, studiile ample care se întind pe mai multe numere, suplimentele consacrate unei țări, unei regiuni, unui produs, reclamele. 500, 1000 de informații ți-au trecut pe sub ochii atât de scrupuloși și de atenți, încât ai luat cunoștință până și de tirajul acestui număr și ai verificat, odată în plus, că fusese tipărit de muncitori sindicaliști și controlat. Memoria ta a avut însă grijă să nu rețină niciuna. Ai citit cu o egală absență de interes că acțiunile Pont Amuson erau slabe, oțelul în scădere la bursă, New Yorkul e sprijinit, că trebuie să ai încredere în experiența celei mai vechi bănci de credite imobiliare din Franța și în rețeaua sa de specialiști, că în Florida sunt pagube de 3 miliarde în urma taifunului Barbara, că Jean-Paul și Lucas anunță cu mândrie venirea pe lume a surioarei lor Lucy, să citești Le Monde înseamnă doar să pierzi sau să câștigi o oră sau două. Înseamnă să constați, încă o dată, cât de indiferent ți-e totul. Trebuie ca ierarhiile, preferințele să se năruie. Încă te mai poți mira că asocierea
după niște reguli până la urmă extrem de simple, a 30 de semne tipografice în stare să creeze în fiecare zi aceste mii de mesaje. De ce ai face însă din ele hrana ta? De ce le-ai descifra? Important pentru tine e doar ca timpul să treacă și ca nimic să nu te atingă. Ochii tăi citesc rândurile, domol, unul câte unul. În fața lumii, cel indiferent nu este nici ignorant, nici ostil. Intenția ta nu e să redescoperi bucuriile sănătoase ale analfabetismului, ci, citind, să nu acorzi niciun privilegiu lecturilor tale. Intenția ta nu este să umbli complet gol, ci să fii îmbrăcat, fără ca asta să implice obligatoriu căutarea unei ținute anume sau renunțarea la ea. Intenția ta nu este să mori de foame, ci doar să te hrănești. Nu că ai vrea chiar să îndeplinești acțiunile acestea în deplină inocență, fiindcă inocența este un termen atât de tare. Doar pur și simplu, dacă acest pur și simplu poate avea vreun sens, să le lași pe un teren neutru, evident, degajat de orice valoare și nu, mai ales, funcțional, deoarece funcționalul este cea mai rea dintre valori, cea mai vicleană, cea mai compromițătoare, ci patentă, faptică, ireductibilă, să nu fie nimic de spus decât citești, ești îmbrăcat, mănânci, dormi, mergi, să fie acțiuni, gesturi, dar nu dovezi, nu monezi de schimb. Îmbrăcămintea, hrana, lecturile nu vor mai vorbi în locul tău. Nu o să mai încerci să păcălești pe nimeni. Nu le vei mai încredința epuizanta, imposibila, ucigătoarea sarcină de a te reprezenta. Când mănânci de acum la teșgheaua de la Petit Sur sau la Bier sau la Roger la Frit, masa ta e ceea ce psihofiziologii denumesc doză de hrană. Absorbi, o dată sau de două ori pe zi, rare ori mai des, o alcătuire destul de strict calculabilă de proteide și glucide, sub forma unei bucăți de carne de vacă prăjită, a unor felii de cartofi prăjiți în ulei încins și a unui pahar de vin roșu. E vorba de un stick, uneori numit beef stick sau chiar beefsteak, dar cu siguranță că nu de un mușchi de vacă împănat, de cartofi prăjiți, cărora nimeni nu le-ar face cinstea să le spună cartofi pai, și de un pahar de vin roșu, căruia nimeni nu s-ar gândi să-i controleze marca și nici chiar să-i delimiteze superioritatea calitativă. Stomacul tău însă nu mai face, în caz că a făcut-o vreodată, vreo deosebire, iar gura nici atât. Limbajul a fost mai rezistent. Ți-a trebuit ceva timp pentru ca biftecul să nu mai fie subțire, tare, ațos, cartofii prăjiți, uleioși și moi, vinul vâscos sau acid. Pentru ca aceste calificative eminamente depreciative, purtătoare la început a unor înțelesuri triste, evocând masa săracilor, mâncarea vagabonzilor, cantina săracilor, bâlciurile de la periferie, să-și piardă încetul cu încetul substanța și pentru ca tristețea, sărăcia, penuria, nevoia, rușinea, care erau inexorabil legate de ele, grăsimea asta devenită cartofi prăjiți, talpa asta devenită carne, aciditatea asta devenită vin, să înceteze să te impresioneze, să te marcheze, așa cum, invers, să înceteze să te convingă semnele nobile, exact opusul acestora, semnele abundenței, ospețelor,
petrecerilor, grosimea sangvină și moale a bucăților de șarolez, a fripturilor, a fileurilor, a cotletelor de la hol, consistența crocantă și aurie a cartofilor pai, a sufleului de cartofi, a cartofilor dofen, buchetul viței de soi din coș. Nici o energie sacră, nici un nectar divin nu-ți mai umplu de acum înainte farfuria și paharul, nici un semn de exclamație nu-ți mai însoțește mesele. Mănânci carne și cartofi prăjiți și bei vin. Distanța de netrecut care desparte antricoatele de vacă la vilet de meniul complet pe care îl comanzi aproape zilnic, de îndată ce intri, celui din spatele teșghelei, nu mai înseamnă nimic pentru tine. Indiferent că e frumos sau urât, că plouă sau că e soare, că vântul bate în rafale sau că nicio frunză nu mișcă în copaci, că venirea zorilor stinge lampadarele sau că lăsarea serii le aprinde, că ești pierdut în mulțime sau că e singur într-o piață pustie, continui să mergi, continui să umbli fără țintă. Născocești periple complicate, pline de obstacole, care te silesc să faci ocoale lungi. Te duci să vezi monumentele, numeri, bisericile, statuile ecvestre, toaletele publice, restaurantele rusești. Te duci să vezi marile șantiere de pe cheiuri, din apropierea porților orașului, străzile despicate ca niște ogoare arate, canalizările, clădirile care sunt demolate. Te întorci în camera ta și te prăbușești pe bancheta prea îngustă. Dormi cu ochii larg deschiși, ca idioții. Numeri, organizezi fisurile din tavan. Conjuncția umbrelor și a petelor și variațiile de acomodare și de orientare a privirii tale făuresc fără efort, lent, zeci de forme născânde, organizări fragile pe care nu le poți sesiza decât o clipă, punând pe ele un nume, vie, virus, oraș, sat, chip, înainte ca ele să se disloce și ca totul să reînceapă. Apariția unui gest, a unei mișcări, a unei siluete, schiță de semn gol pe care lasă crească, hazard care se precizează, un ochi care te fixează, un om care doarme, un vârtej, legănare ușoară a unui velier, vârf de copac, ramură explodată, prezervată, regăsită, din interiorul căreia iese, precizându-se punct cu punct, schița iarăși a unei fețe, abia diferită de cealaltă, de adineaori, mai întunecată poate, sau mai atentă, chip neterminat în care cauți, fără să le vezi, urechile, ochii, gâtul, o frunte și, nereținând, neregăsind, pentru a le pierde imediat, decât amprenta unui zâmbet, ambigu, umbra unei nări pe care poate că o prelungește urma, infamantă sau glorioasă, cine știe, a unei cicatrice. Adesea joci cărți de unul singur, împarți cărțile de brici, încerci să rezolvi problemele publicate săptămânal în Le Monde, dar ești un jucător mediocru și partidele tale sunt lipsite de eleganță. Nu te pricep deloc la defosare, la delegare, ți-ai imaginat într-o zi o distribuție excepțională în care o echipă care nu avea decât două onoruri în mână, un as și un valet, putea reuși contra oricărei apărări un mare șlem, datorită unei prea frumoase împărțiri a șicanelor
și al lungilor. Apoi, odată problema aceasta pusă la punct, odată constatat faptul că șlemul în chestiune era cu atât mai puțin interesant, cu cât nu era anunțabil și că nu oferea niciun prilej de subtilitate, ți-ai pierdut aproape cu totul interesul pentru bridge. Ai descoperit bucuria vrăjită a pacienților. Întins pe banchetă patru rânduri de câte 13 cărți și scoți cei patru ași. Jocul constă în aranjarea celor 48 de cărți rămase, folosind căsuțele lăsate goale de eliminarea așilor. Dacă una din ea este prima dintr-un rând, ai dreptul să pui un 2. Dacă vine, să zicem, după un 6, poți să pui 7-le de culoare. Dacă vine după un 7, pui 8-ul. După un 8, pui 9. Iar dacă vine după un valet, pui dama. Dacă vine după un rege, nu poți spune nimic și pierzi căsuța. Norocul nu joacă aproape niciun rol în paciența aceasta. Poți prevedea cu mult înainte momentul în care cele patru căsuțe eliberate te-ar face să cazi peste regi, deci să eșuezi dacă i-ai juca în ordine. Dar tocmai că te poți folosi de o căsuță, apoi de alta, poți să te întorci, să o iei pe a treia, a patra și din nou a doua. Se întâmplă totuși rare ori să reușești. Vine întotdeauna un moment când jocul se blochează, când de jumătate sau o treime din cărți fiind deja clasate, nu mai poți ocupa căsuțe fără a descoperi invariabil un rege. Ai dreptul, în principiu, la alte două tentative. E suficient să lași pe loc cărțile deja clasate și să le reîmparți pe celelalte după ce le-ai amestecat, lăsând patru intervale. Te folosești însă rare ori de aceste două șanse oferite. Abia ce constați că jocul e compromis, că și strângi toate cărțile, le bați de două sau trei ori și le întinzi din nou pentru o nouă încercare. Bați cărțile, le etalezi, scoți cei patru ași, privești cărțile. Începi oarecum la întâmplare, având grijă doar să nu descoperi prea repede un rege. Încetul cu încetul, jocul se organizează, se ivesc constrângerile și apar posibilități. Aici o carte e deja la locul ei. Dincoace, mutarea uneia singure va permite aranjarea dintr-un foc a 5 sau 6. Dincolo, un rege care te jenează nu se va putea mișca. Nu reușești aproape niciodată. Uneori trișezi, un pic, rar, din ce în ce mai rar. Nu victoria te interesează, fiindcă ce ar putea însemna victoria? Și nu se pune problema de a-i avea pe zei de partea ta. Sunt atâtea modalități mai ușoare de a-ți atrage bunăvoința lor. Joci însă din ce în ce mai des, din ce în ce mai mult, uneori toată după amiaza, sau chiar de când te scoli, sau până dimineață și nici măcar de la un timp ca să-ți omori vremea. E ceva în jocul ăsta care te fascinează, poate, mai mult decât jocul apei din jurul pilonilor de sub poduri, decât labirinturile din tavan sau decât filamentele translucide care se perindă lent la suprafața corneei tale. În funcție de locul ei și de moment, fiecare carte dobândește o densitate aproape tulburătoare. Protejezi, distrugi, construiești, combini, faci plan după plan. Exercițiu fără scop, pericol pe care nimic nu îl sancționează. Punere în ordine derizorie. 48 de cărți te înlănțuie de odaia ta.
și te simți aproape fericit, că un zece se află la locul lui, că un rege nu se poate ridica împotriva ta, sau aproape nefericit că toate socotelile tale încete duc la același rezultat. Ca și cum strategia asta solitară și mută ar constitui singurul tău drum, ar fi devenit singura ta rațiune de a exista. E noapte. Din când în când, câte o mașină trece în trombă. Picătura de apă cade din robinetul de pe palier. Vecinul tău e tăcut. Poate că nu e acasă sau poate că a și murit. Ești întins, îmbrăcat, pe banchetă, cu mâinile împreunate sub ceafă și genunchi îndoiți. Închizi ochii, apoi îi deschizi. Forme virale, microbiene, dinăuntrul ochiului tău sau de la suprafața corneei, derivă lent de sus în jos, dispar, revin brusc în centru, abia schimbate, în formă de disc sau glob, de așchii, filamente răsucite, a căror asamblare pare să contureze un animal vag, fabulos. Le pierzi urma, le regăsești. Te freci la ochi și filamentele explodează, se înmulțesc. Treci un timp, moță-i o vreme, pui cartea deschisă alături de tine pe banchetă. Totul e vag, zumzăitor. Respirația ți este surprinzător deregulată. O lighioană neagră, probabil ireală, face o breșă nebănuită în labirintul fisurilor din tavan. Rătăcești pe străzi zi și noapte. Intri în cinematografele de cartier, unde plutește mirosul insistent de dezinfectante. Mănânci sandvișuri la teșchea, cartofi prăjiți în cornete, străbați bâlciurile, joci la biliardul electric, mergi în muzee, în târguri, în gări, în bibliotecile publice, privești vitrinele anticariatelor. Pe măsură ce trec orele, zilele, săptămânile, anotimpurile, te desprinzi de toate. Descoperi uneori aproape cu un soi de beție că ești liber, că nu ai nicio grijă, că nimic nu-ți place și nici nu-ți displace. Găsești în viața aceasta fără nicio uzură și fără alt freamăt decât clipele suspendate pe care ți le procură cărțile de joc sau anumite zgomote, anumite spectacole pe care ți le dăruiești. O fericire aproape perfectă, fascinantă, uneori sporită de emoții noi. Cunoști o odihnă totală. Ești clipă de clipă cruțat, protejat. Trăiești într-o paranteză fericită, într-un vid plin de făgăduințe și de la care nu aștepți nimic. Ești invizibil, limpede, transparent. Nu mai existi. Ceasurile și zilele se înșiruie. Anotimpurile trec. Timpul se scurge și tu supraviețuiești. Fără veselie și fără tristețe, fără viitor și fără trecut. Așa, pur și simplu, evident, ca o picătură de apă care cade din robinetul de pe un palier, ca șase șosete muiate într-un lighean de material plastic roz, ca o muscă sau ca o scoică, o vacă, un melc, ca un copil sau ca un moșneag, ca un șobolan.